Salutare, bă, băieți, și bine v-am găsit la un nou vlog uleanu. Fratele Uț acolo. Bă, microfonul nostru e cam ciudat pentru că mai stă într-o chichiță și tot joacă și încerc să nu se schimbe. Bă, salută, fratele Coinacu, și bine v-am găsit la un nou episod de Fish Vlog. Suntem pe Corta 1 cu... Uțanu! Uțane! BMI Bota! Uțanu, e prima lui partidă la tripod. I-am dat tripodul meu. Au, ce frumos stă. Așa. Am ieșit noi pe Corâta 1, băieți. Suntem cam înghesuiți pentru că ne-am trezit mai târziu și nu mai venim de la 5:30-6 pe baltă, am venit la 8:09 aproape. Așa că uite unde pescuim. Uță are locul ăsta. Și o să dea, nu știu cum, față de... Bam! În stuf dăm amândoi. Și eu m-am băgat aici, m-am cuibărit lângă niște băieți. Voiam inițial să dau aici, numai că aici nu e tăiat stuful. Și o să dau, o să pescuiesc ca să înțelegi unde. Acolea! Aici pescuiește fratele vostru. Până dăm toate sculele jos și ne instalăm. O să mai stăm ca vlogul trecut. Până dăm sculele jos și ne instalăm, o să vă dau pe speed up. Like, subscribe, follow pe Instagram la Jegosul Suprem. Haideți să ne instalăm și noi. Haideți să vă arăt ce folosim astăzi, canadă. Deci am umezit deja. Am umezit deja niște pelete de 4 insecte și libelulă, dar apără ce. Astăzi mai avem încă o porție de pelete de 4 green betaină. Avem un cook de, mă rog, KTX de usturoi doar. Eu am luat doar usturoi și am luat două bucăți. Și mai am două chestii de-astea de apă rece, special pentru apă rece, la 10 lei, făină de pește și de-asta, care am dat și data trecută. Bun, și mai am o nadă pentru novac. Am o nadă pentru novac pe care nu o să o folosesc pentru că nu avem loc să dăm novac acum, poate mai târziu. Momentan, golul meu este să le plantez pe astea 4 și să aștept, să vedem. Vântul bate destul de tare. În continuare, o să ne vedem de treaba noastră.
Bun, băieți. Am plantat cele 4 lansete, am schimbat între timp tripodul. Nu știu cât de bine s-aud, despre s-audă foarte bine microfonul sau cât de decent, pentru că bate vântul incredibil de tare. Microfonul meu face așa. Am plantat cele 4 lansete. Acum am numai 4 locuri pe tripod, pentru că am schimbat tripodul. Ăla vechi l-am dat lui Uță. L-am luat pe ăsta nou. Îmi place că are 4 picioare, că e mai lung. Na, bun. Haideți să vă zic pe lângă nada pe care am băgat-o ce, la ce dau astăzi. Am pus pe bărcuță cam 3 sferturi de găleată de... Deci pe 4 lansete am băgat 3 sferturi de găleată de porumb cu usturoi, pentru că am mers pe usturoi. Iar pe ca montură am băgat odată un pop-up de usturoi de 8 mm, 15 grame. Sens de asta. Și pe partea altă, unde am avut ama cu un pic mai mare, am băgat un pop-up de 14 mm care are 25 de grame, tot de usturoi. Da, folosesc usturoi pentru că am nada de usturoi. Și pentru pofticioși am băgat una cu un pop-up tot de usturoi și am un boiles. Bă, deci asta e ceva nebunie, nu știu. Așa arată boilesul ăsta. O să și scot să vă arăt unul. E, deci asta le-aș mânca și eu. Pop, 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 pop. Sunt în sos, sunt ce trebuie, exact ce trebuie astea, da? Și lasă urmă pe tine. Băi, 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 băi. Bun, deci am băgat, am făcut un ansamblu cu pop-up de la mai mare, cel ca să-mi ridice boilesul ăsta. Și l-am băgat ăla, mă aștept la o căptură mai mare dacă trage la ea. Bun, și dacă vom va trage la asta, o altă lansetă, pentru că asta e pentru ceva pofticioși, o altă lansetă, o să aplic o glazurată, un solubil glazurat. Ăsta. Ce e ăsta? Am, și pe ăsta-ți bine să-l mănânci. Arată așa. Și e, credeți-mă, e demențial ăsta, da? Sunt destul de mari, sunt de 20, 100 de grame. Are 100 de grame tot asta și cred că are vreo 2, 4, 6, vreo 12 bucăți sau 10-12 bucăți. Deci asta am folosit acum, am mers pe usturoi. O să stau vreo 3 ore, bine, de fapt la plantat să stăm mult mai mult. Dar o să stau vreo 3 ore și apoi dacă văd că nu mi-a tras la pop-up, mă mut pe clasicul usturoi. Usturoi, și la mine, clasicul usturoi, clasicul porumb. O să bag două babe de porumb cu tehnopufii la mijloc. Bun. Hai să vedem dacă la trage, sper să revenim cu prima captură. Merge, Uță? Merge? Merge, merge. Bravo, puiule. I-am dat fostul meu tripod lui băiatul ăsta. Tovarășul meu. Gagicul meu, ce să mai.
Uite, au, ce frumos e tripodul. Dacă nici nu să-l aud. Uite, ce-a făcut bulgă aici, a pregătit. Ai făcut direct ăia, mă, și iagăți? Ce sau ce ai făcut cu bulgăria? Îi tai pe jumate și bag aia la mijloc direct. Ce? Momitorul. Ce vrăjeală, unde ai văzut tacticile astea? Ți-am dat și senzor și ce senzorinul, ți-am dat și... Bă, invers, mă, prostul dracu. E bine ăla, mă. Bă! Sunt eu prost, las. Bă, ia uitați-vă cum a pus. Da, măi, bine, prostule. Bă, prostule, ăsta trebuie să vină pe interior. Lasă-l, mă, așa. Dă-l, mă, rotește. Lasă-l, mă, așa. Lasă-mă să fiu prost la capăt. Doamne. Așa, mă, așa, bravo, bravo. Mamă, mamă, mă. Mă uimești cât de prost ești, bă, să mor eu. Oh. Hei! Ups. Am putut de asta. Cred că-mi trage. Uț. Am pus ăla în invers. Bă, mă cam cac pe mine. Asta e problema, că mă cam cac pe mine. Haide, bă, să vedem în așteptarea primului pește. S-a notat pe la mal, are nevoie de ajutor. Capturică, băieții. Bă, ce m-a chinuit ăsta? Am scos-o de 3-4 ori. V-am mai zis și în vlogul trecut, grijă mare la somotel ăsta sau somn african, cum a zis voi că e. Are 3 țepi. Bă, da. Are 3 țepi și toți înțeapă ai dracului de rău. Ăsta e somoteiul. Prima capturică. Băgăm acolo. Ne pregătim de a doua lansare. Vreau să dau la feeder, vreau să dau la method feeder acum să scot forfatul, dar îl mai las un pic, că mi-a adus captura asta. Sperăm să venim și cu un crap. Că na, l-a plantat încă mort. Uță, ai plantat, nu? Da, la fel de mort. Ai plantat și ai luat un somotier la plantat, nu? Da. Hai, sperăm să ne vedem cu crap. A venit și prima capturică, băieții mei. Prima plătică. Ia uitați-o pe plăticuța asta frumoasă. A venit la râmă. Hop! O, mă, fată frumoasă. O plăticuță frumoasă la râmă. La râmă. La mult de căcaburi. În rest, pe plantat, nimic, bă, băieți. Nimic. Thank you.
Bă, băieți, am rupt somotul ăsta, am luat și o plătică. Mergem să luăm de haleală. Încă crapul n-a tras. Sperăm să mai iau vreo 2-3 caraș, vreo 2-3 plătici, să nu plec așa, că am un feeling prost că nu prea merge la crap azi. Sau poate iau un crăpșcan, cine știe. Mă duc să iau mâncărică, să halim și noi. Mukbang? Ha? Vin să facem mukbang? Da. Tu ești specialist în mukbang. Bă, băieți, o să luăm și noi masa. Mamă. Sâmbătă și duminică aici pe balta asta. Cei de la administrație oferă mâncărică. Felul 1 și felul 2. Astăzi ciorbă de pește cu pastramă de berbecuț. Ciorbă de pește, cine o mănâncă, fraierul, s-auzi. Pentru că e foarte bună. Da. Ți-am zis să-ți dau ciorba pe pastramă. No, domne, no! Dacă și comii și chitros, du-te în chilul meu de aici. Te atacă ciorba. Mă atacă ciorba, sau tu? Am avut o discuție cu patronul. Stăteam acolo la rând, erau mulți, erau vreo 15 oameni. Și toți se plângeau de somotei. Și patronca așa, într-un spirit mai pămeas, așa să zicem. Doamne, nu înțeleg cum unii se plâng de somotei, alții nu prind deloc somotei. Și bărbatul ei, nu știu, adică patronul mi se pare așa, ori n-are el chef de noi, mai pămeas. Nu știu să dea la pește ăștia. N-am auzit asta? N-am pământ sub unghi. N-am auzit asta, m-am băgat și în discuție, zic. Eu prind să omoteu la 1:30. A, unde? La ce dai tu? Zic, și la rămân și la vermuș îl prind. Și la pufulete l-am prins. A, de unde? Am pe filmare, acum apare vlog. Primul vlog. Și el înțepat așa, adu-mi 5 kg de somotei, că îți dau 5 milioane pe el. Deci trag doar câțiva. Deci doar câțiva am băgat la 11.45 bețele în baltă. La 12 și un pic m-a apucat de... zic de... feeder. Și am deja vreo 7, 8, 10 bucăți. Aia sunt toți pe toată ziua. Zic, bine, acum mă duc direct după somotei, să vedeți. Trebuie permis pentru asta? Da, nu mă! E tras de cai, nu vezi? Da. Dai seama că are vreo 300-400 de cai. De acolo ăla? Poate chiar 700-800. No. Aia, pura. Cai. Chiar prostul tău. Ești prost rău.
băieții lui tata, de data asta una mai frumoasă, tot o plătică, mai frumușică. Aba așa. La râmă, tata. Plătică la râmiță. Dar asta mai fost agățată, a fost... Cred că am prins plătica la uți. Uite! Ai agățat-o cumva că e plină de sânge. Mamă, ce bale de pește! E ora 3 și încă n-am prins crap. N-a tras. Ce să facem? Mai sperăm să vină. Acum fi vreun somotei de la nebune. Cuță! Aduci-mi minciogul. Dar trage de el un pic. Ăla mare? Nu știu, trage de ea doar. Hai. Hai că e aproape, l-am alțat. Să-l bate, să-l bate. Haide, mă. Haide, mă. Doamne, mâncați cum a tras de ea, bă, băiat. Du-te în gura, mă, tine. Băi, cum eu țineam, mă, ia uitați-vă, mă. La ce, mă, la porumb? Da. Incredibil, bă. Și culmea că eram fericit pentru tine. Deci la porumb, uitați-vă și voi ce am mușcat la porumb. L-a plantat. Am zis eu că am un drill, băieți. N-am avut nimic. Hai, mă. L-am pus băuță să stea lângă ea acum că-i vedea moțul și ia uitați-vă. Opa, așa. Eldorados. La viermuș. Ba la viermuș, ba la aia. Ba la viermuș, ba la aia. Îmi pare rău că n-am avut un deal cu, un deal cu cap. Cu crap. Ia uite un somotei mor lângă ăștia. Bă, vreau să vă arăt aici. Trebuie să vi le arăt păuță care a făcut captura zilei. Crapul, tati, crap. A luat uță un crăpan. Le-am scos pe toate patru, le-am replantat. Ia uță, ia să te vedem. Personal best, a? Personal best. Încă un personal best aici pe corâta 1, boys. Uai, tata, vezi, poate scapi în apă. Bă, prostule, nu se pune niciodată somoteiul cu crapul. Dar îl omoară. Cine, pe cine? Mama, pe tata. Hai da. Scoate-l să te vedem. Stai că n-am put. Ia uitați-vă, bă, băieți. S-a prins aia. Ce s-a prins, bă? Da, așa. Hai. 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 Ține-l, ține-te, mă. Ține-mă de el. Evadează. O plătică. Au tot și plătica. Câte ai? Două. Două? Bun. Da, da, așa o să-l scoți tu pe ăla. Dacă nu tragi de el tare, degeaba. Așa. Hai, Uțane, să te vedem. Bagă-l și tu, pe partea alta, invers. Nu, nu te-ți bate, nu te-ți bate. Invers, mă, că l-ai înțepat în gură și murdar. N-are, mă, nimic. Ăsta-i Uțanus. Doamne. Să fac și poză. Ăla-i. Cât are, mă? 3500 are. Ce 3500, 3450. 3300. 3300 are.
Deci tot eu conduc la personal best. Sugio, ăla trebuia să mi-l dai mie. Eu mi-am băgat aici un feeder. Și am astea patru plantate. Bărcuța trebuie să o duc la uță și dau la feeder-ul ăsta acum. Zang, zang, zang. Să vedem, mai avem vreo cam o oră maxim. Trebuie să mai mulinăm un pic capătul ăsta. Mai avem cam o oră maxim și trebuie să strângem și noi. O oră să-l detronez pe ăsta, să vedem dacă iau și eu un crap. Mi-a tras și mi-am luat somotei. Nu cred că cu somotei l-a plantat un capaș groas la 170 de metri. Dă n-o fi tot somoteiuță. Îmi tai ciocan. Uitați-vă și voi ce rupe la plantat. Ia uite. Știți cine mi-a zis să fund ăsta? Că la el a luat? Uță mai devreme. Singurul meu, uite-te știu. Uite cum l-am luat, frate. Du-te-n gura, mătii, de aici. Încă una frumușică. Nu e crab, dar e plătică. Ce căuta, măi, plătico? Bun, băieți, ne apucați-ne să strângem. Ia ține un țanes. Nu ăsta. Uite așa să-ți întorc camera. Filmează și tu. Face și noi închiderea asta de vlog. Deci, asta a prins fratele vostru. Asta cred că e cea mai frumoasă. Plătică, câte avem? 2, 4, 6 plătici. Asta e mea micuță. A, ok. 6 plătici avem. Avem crapul domnuță. Hai să-l mai scoatem și pe asta o dată. Că tot e de final. Opa, așa. 3.300 kg. Și avem somotei ăștia. Veniți să vedem atunci și pe ăștia. Acum trebuie să și pe astea. Unde am pus somotei? Aici. Avem somotei ăștia. Vreo 20 ceva de bucăți. Și cu șorpi. Asta e mai măricel, așa. Da, vreo 20 ceva de bucăți. Și cam asta a fost vlogul, băieți. Sper că v-a plăcut. Astăzi n-a fost ziua mea să iau crap, a luat uță. Problemă. Tot conduc cu 200 de grame. Sper să ne vedem și la vlogul următor de pește. Like dacă vreți să continui seria asta blană bombă. Subscribe și comentarii acolo. Țineți cont că eu nu sunt pescar profesionist, doar am scule așa cumpărate. Vă salută, fratele, mersi că v-ați uitat la vlog.